Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare și viscol valabilă și pentru județul Buzău. Aceasta este valabilă de astăzi de la ora 20 până marți la ora 4. În acest interval va ninge abundent, viteza vântului va depăși la rafală 70 de km pe oră, iar zăpada va fi puternic viscolită și troienită. Și autoritățile locale au intrat în alertă. Astăzi membrii Comitetului pentru Situații de Urgență au fost convocați în ședință pentru a li se trasa sarcinile care le revin pe timpul codului portocaliu. Firmele de dezăpezire alături de lucrătorii și utilajele de la drumuri naționale trebuie să fie în gardă și să intervină pentru a se evita blocarea drumurilor sau izolarea oamenilor. Rămânem membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vom dispune măsuri specifice unei astfel de avertizări. Menționez că vor participa și reprezentanții Consiliului Județean, care vor lua măsurile necesare. Dacă, așa cum spune avertizarea, vom avea și zăpadă pe drumurile județene, vor interveni prompt. Mai simplu va fi la secția de drumuri naționale, secția Buzău, unde acolo dispun și de ceva utilaje și pot face față fără probleme. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, prefectul județului va dispune și va organiza funcționarea comandamentului județean de iarnă.